În spațiul public au apărut deja discuțiile cu privire la schimbarea prefecților din țară după investirea viitorului guvern PNL. Despre înlocuirea prefectului de Gorj nu s-a discutat încă în biroul județean al PNL Gorj, după cum a afirmat la Sud FM Vasile Popeangă, membru al biroului politic. În cadrul biroului județean al PNL nu s-a discutat absolut nimic. Iar președintele Dan Vâlceanu a spus foarte clar, doamne, discutăm despre toate aceste chestiuni după alegerile prezidențiale. Și mi se pare o chestiune firească, pentru că e un eveniment electoral extrem de important și trebuie să fim cuplați la această chestiune. Vasile Popeangă este convins că schimbări vor fi în administrația județeană după instalarea noului guvern. Numele vehiculate pentru înlocuirea actualului prefect de Gorj, Cristinel Rujan, în spațiul public sunt ale liberalilor Victor Banța, Gigi Pecingină, Viorel Drăgușin sau Gheorghe Paraschiv.